Vă salut, prieteni! Vă spun bun găsit și vă mulțumesc că sunteți alături de mine. Vă recomand în minutele următoare să vă înarmați cu răbdare, pentru că am să vă fac câteva dezvăluiri bombă despre baze secrete, extraterestri și reptilieni. Mai mult decât atât, un extraterestru a lucrat pentru guvernul american, mai exact pentru Pentagon. Aceste dezvăluiri sunt făcute de Phil Schneider, considerat de unii cel mai mare deconspirator al extraterestrilor și OZN-urilor. Alții spun despre el că a creat un personaj fals. Indiferent de situație, Phil Schneider a stârnit controverse prin informațiile sale cu privire la extraterestri, în special prin relatările despre o persoană pe nume Wayland Thor. Autorul pretinde că el a fost escortat în interiorul Pentagonului, unde s-a întâlnit cu ființe extraterestre, de formă umanoidă de pe altă planetă. Extraterestrul nu avea amprente, putea citi mințile și purta un costum spațial care nu putea fi distrus, tăiat sau ars. În ultimul timp, tot mai multe documente, până acum secrete, ies la iveală și pun în evidență faptul că, deja din timpul celui de-al doilea război mondial, fenomenul OZN s-a intensificat. Asta a creat mari probleme, în special americanilor, care trebuiau să dezmintă și să dezinformeze opinia publică despre aceste evenimente. Pentru aceasta a fost creat proiectul Blue Book. Unul dintre ofițerii implicați în acest proiect este Harley Andrew Byrd, nepotul vestitului amiral Richard E. Byrd, care a avut contact cu civilizația din interiorul Pământului. La mijlocul lunii martie 1957, acesta primește un mesaj urgent de la Departamentul de Poliție din Alexandria. Mesajul indica faptul că doi ofițeri de poliție au reținut un extraterestru care a fost adus într-o navă, care a aterizat la 14 mile sud de Bulevardul Pentagonului. Străinul a fost transportat la Pentagon pentru a se întâlni cu subsecretarul apărării și apoi într-o bază subterană pentru o întâlnire cu președintele Eisenhower și vicepreședintele Richard Nixon. Reuniunea a durat aproape o oră, iar apoi străinul a fost pus sub statut de VIP și cazat undeva în clădirea Pentagonului. Numele lui era Wayland Thor, unul dintre cei mai buni lideri ai planetei Venus, care operează în conducerea controlului central și care a fost ales a fi persoana de contact și conducătorul proiectului de contact cu rasa umană. Acesta supraveghea reuniunile pe canalele oficiale și raporta aterizarea și reuniunea emisarilor din spațiu, așa cum a fost etichetat de către Departamentul Apărării, către un grup de conducere de înalți oficiali militari, inclusiv secretarul apărării, O.F. Forrestal, precum și oameni de știință, în total 12. Ar putea fi vorba despre vestitul grup Majestic 12, despre care am relatat într-un alt documentar. Extraterestrul mai făcea recomandări președintelui și membrilor cabinetului, CIA, FBI, NSA, iar debarcarea lui Wayland Thor a fost probabil prima debarcare documentată a unui extraterestru umanoid între oficialii americani. Despre acest vizitator straniu a relatat și Frank E. Strangis, un pastor evanghelic care a devenit celebru după ce a scris o carte intitulată Un străin la Pentagon. Autorul pretinde că el a fost escortat în interiorul Pentagonului, unde s-a întâlnit cu o ființă extraterestră, cu formă umanoidă, de pe altă planetă. Ființa extraterestră avea de oferit un mesaj spiritual pământenilor, dacă aceștia vor asculta de el. Dar cum s-au petrecut lucrurile? Spuneam că în martie 1957, poliția din Washington ar fi capturat un extraterestru care a aterizat nu departe de Pentagon, fiind condus ulterior în această instituție. Acolo el s-ar fi întâlnit cu secretarul de stat al apărării, cu președintele american din acele vremuri Eisenhower și cu vicepreședintele Richard Nixon. Această întâlnire a celor mai înalți oficiali din Statele Unite cu extraterestrul Wayland Thor ar fi durat o oră, după care musafirul a fost închis într-un birou din Pentagon.
Se spune că Valiant Thor ar fi trăit în interiorul Pentagonului între 16 martie 1957 și 16 martie 1960, deci fix timp de 3 ani. În decembrie 1959, știind că prezența sa pe pământ va fi ascunsă de secretele guvernului, Valiant Thor a contactat-o pe Nancy Warren, un înalt oficial din cadrul Pentagonului, iar aceasta a luat legătura cu Dr. Frank E. Strangis, acesta din urmă întâlnindu-se cu extraterestrul. Dr. Strangis a publicat cartea Un străin la Pentagon în 1967. Potrivit acestuia, Val Thor pretindea că era de pe Venus. În cadrul unui interviu acordat de Dr. Frank E. Strangis emisiunii Let's Talk About Paranormal, acesta a declarat următoarele. Când m-am întâlnit cu el, mi-a întins mâna și mi-a spus: "Bună, Frank." Am rămas absolut uimit de unde îmi știa numele. Când am dat mâna cu el, am observat că avea pielea fină ca cea a unui bebeluș, iar degetele sale nu aveau deloc amprente. Apoi mi-a povestit totul despre viața mea, mai bine decât au făcut-o bunicii și părinții mei. Cred că el făcea parte din categoria ființelor create, fiind o ființă angelică. Val Thor are o navă spațială care se află în apele lacului Mead din Nevada, în apropierea orașului Las Vegas. Acolo se află actualmente Val Thor. În primă fază, Valiant Thor ar fi fost o persoană ca oricare alta, doar că poseda numeroase caracteristici fiziologice față de orice ființă umană. Cercetătorul OZN Phil Schneider a povestit că acesta ar fi fost de fapt un extraterestru venit de pe Venus, care a muncit pentru guvernul american până la sfârșitul anilor 50. Imediat după ce și-a încheiat misiunea, extraterestrul s-a întors pe nava sa și nu a mai fost văzut niciodată. Schneider a arătat chiar o imagine cu Valiant Thor în timpul unei prelegeri de la o expoziție din 1995. Fotografia fusese realizată în 1943. Phil Schneider a afirmat faptul că extraterestrul lucrase pentru armata americană din 1937. Conform descrierii lui Schneider, Thor avea 6 degete la o mână, un plămân uriaș, o inimă supradimensionată, un IQ de 1200, ceea ce îl făcea capabil să vorbească peste 100 de limbi, și vârsta de aproximativ 500 de ani. Extraterestrul de pe Venus a avut mai multe întâlniri cu președinții americani din acea perioadă, Dwight Eisenhower și Richard Nixon. Președintele Eisenhower a încercat să facă o ședință comună în fața adunării generale a ONU, dar acest lucru a fost respins. De altfel, prezența lui Valiant Thor a fost secretizată excesiv, astfel că o prezentatoare de știri, aflând de acest eveniment din surse private, a fost redusă la tăcere de către CIA la scurt timp. Extraterestrul ar fi avut numeroase contacte cu oameni de știință și oamenii din structurile guvernamentale, unul dintre aceștia fiind și Frankie Strangis, despre care vorbeam puțin mai devreme, și care a scris cartea Un străin la Pentagon. Valiant Thor i-a comunicat președintelui american că omenirea trebuie să-și schimbe optica cu privire la război și că politica bazată pe violență va produce în viitor un dezechilibru global care va pune întreaga civilizație în pericol. Val Thor a rămas pe pământ până la 16 martie 1960. Și apoi a debarcat pe planeta sa de origine, Venus. Cât a stat pe pământ, Val Thor a ținut legătura în permanență cu nava lui din spațiu. Au fost ocazii în care s-a teleportat chiar acolo. Thor a indicat că cei din rasa lui au trăit și au locuit în subteran și că multe din planetele Universului susțin viața în același mod. El a menționat de asemenea valuri de străini care ar ateriza în jurul lumii pentru a ajuta în problemele aparent insurmontabile ale Pământului. A afirmat că un grup dintr-un sistem planetar de la mare distanță ar veni să dea ajutor și informații pentru a ajuta la progresul Pământului.
De asemenea, extraterestrul a vorbit și despre prezența lui Isus pe Terra. Acest eveniment a fost unul extrem de important și, conform celor spuse de străinul de pe Venus, oamenii trebuie să se simtă mândri pentru că au fost vizitați de un asemenea sfânt. Thor a părăsit Pământul în dimineața zilei de 16 martie 1960, decolând din Alexandria, statul Virginia, într-o navă spațială. Straniu este faptul că la doar câteva luni după ce a relatat această întâmplare bizară, Phil Schneider a fost găsit mort în apartamentul său la 17 ianuarie 1996, în condiții suspecte. Mulți cred că a fost ucis, deși moartea sa a fost calificată drept suicid. Este greu de crezut că extraterestrii ar putea trăi pe Pământ, deoarece aspectul lor ipotetic este diferit de cel al nostru. Dar dacă ar lua forma unui pământean? Într-adevăr, în acest caz, este posibilă, fără a provoca panică, contactarea și lucrul cu oamenii. Și poate că așa a făcut și Valiant Thor, străinul nemuritor care trăiește pe planeta Venus. În plus, el a acționat în calitate de comandant al navei Victor 1 și se zvonește că a acționat lângă lacul Mead, Nevada, unde a condus Consiliul celor 12. Totul pare a fi o prostie, dar inginerul american Phil Schneider a spus că toate acestea sunt adevărate. Potrivit poveștii, Valiant Thor a aterizat în Virginia pe o mică navă spațială, spuneam, în martie 1957. Cel mai probabil armata știa că are de a face cu un străin, pentru că i s-a dat o cameră la Pentagon timp de 3 ani și i s-a permis să se întâlnească cu președintele Dwight Eisenhower, Richard Nixon și șefii de personal. Dar cum a conviețuit acest străin fără să creeze întrebări din partea mulțimii? Părea doar ca un om obișnuit. Phil Schneider a spus că aceasta este o creatură nemuritoare, cu 6 degete, o inimă mărită, un plămân uriaș și oxid de cupru în sânge. În plus, a fost un reprezentant incredibil de inteligent al lui Venus. IQ-ul său era egal cu 1200. Ca să vă faceți o idee, Einstein și Stephen Hawking au avut un IQ de 160 de puncte. Thor a vorbit fluent în sute de limbi, iar vârsta lui a ajuns la 500 de ani. Dar de ce a venit Thor pe Pământ? S-a spus că scopul său principal a fost acela de a ajuta pământenii să ducă o viață bazată pe principii spirituale. El a elaborat un plan de îmbunătățire a asistenței medicale, a economiei, a științei și tehnologiei, a sistemului judiciar, a educației și a managementului. Deși guvernul american l-a ascultat, a fost refuzat să accepte asistență. Phil Schneider a asigurat, de asemenea, că s-a întâlnit personal cu extraterestrul în zona 51, unde trebuia să dezvolte un proiect pentru construirea unei baze militare subterane. Inginerul a susținut că Thor cunoștea multe secrete guvernamentale. A spus că Statele Unite au un dispozitiv care creează cutremure puternice în întreaga lume, iar virusul SIDA a fost creat în mod intenționat pentru a prelua controlul asupra omenirii. Phil Schneider a spus de asemenea că în 1954 Statele Unite au semnat un tratat de pace cu ființe extraterestre. În 1995, el a declarat că guvernul îl vânează, pentru că 8 persoane care știau despre originea extraterestră a lui Thor au murit în circumstanțe ciudate. În ceea ce îl privește pe Phil Schneider, se presupune că a fost asasinat în 1996 după dezvăluirile sale despre bazele secrete ale iluminatilor, reptilieni, micii cenușii și chiar despre Valiant Thor. Aceste baze subterane despre care vorbea Phil Schneider, sistemele de tuneluri și tehnologia lor, au fost descrise de foști militari, sclavi ai controlului mental și de personaje ca Phil Schneider care au ajutat la construirea lor. Schneider este fiul unui comandant de vas german din cel de-al doilea război mondial, Otto Oscar Schneider. Tatăl său a fost capturat de americani și dus în Statele Unite pentru a lucra pentru Illuminati.
Ca în majoritatea cazurilor, copiii agenților Illuminati sunt crescuți pentru a lucra pentru acești stăpâni. Iar Phil Schneider a avut sarcina să construiască secțiuni ale multor complexe subterane în Statele Unite. Acesta spunea că știe 131 de baze militare subterane cu adâncime de aproximativ 500 de metri, construite pentru planurile noi ordini mondiale. Două dintre bazele în care Schneider a fost prezent sunt Zona 51 din Nevada și Dulce, New Mexico. Dulce este un orășel de aproximativ 1000 de locuitori, situat în rezervația Apache Jicarilla, la o înălțime de aproape 2000 de metri. De aici au apărut multe relatări despre decolări și aterizări de OZN-uri, răpiri extraterestre, mutilări umane și animale. Aceeași bază este locul așa numitelor războaie de la Dulce, în care se spune că reptilienii și cenușii s-au luptat cu personalul militar și civil uman. Au fost multe victime în ambele tabere, iar Phil Schneider susține că a luat și el parte la acest schimb de focuri. El spune că a fost lovit de o armă laser și că are o cicatrice mare pe piept. Participarea sa la luptă a fost făcută publică într-o prelegere din 1995, deși în ea apar multe alte elemente. Iată ce a declarat Schneider. Treaba mea era să cobor în găuri și să verific mostrele de stâncă, recomandând explozibilul pentru fiecare tip de stâncă în parte. Ne-am pomenit la un moment dat într-o peșteră mare, plină de extraterestri cunoscuți drept micii cenușii. Am împușcat doi dintre ei. Noi eram cam 30 de oameni și deodată au apărut aproximativ 40 de extraterestri, care au fost toți omorâți. Am văzut apoi o întreagă bază subterană plină cu extraterestri. Mai târziu am aflat că trăiau deja de mult timp pe această planetă. Asta explică multe despre teoria vechilor astronauți, a încheiat Schneider. Phil Schneider a început să avertizeze lumea în privința ceea ce se petrece, deși, ca de obicei, cei mai mulți oameni nu ascultă. O altă bază subterană la care a lucrat Schneider se află sub aeroportul internațional Denver, la est de acest oraș. Construcția a ridicat mari probleme din cauza costurilor uriașe, dar și din cauza găurii gigantice săpate de Bechtel, ca parte a îmbunătățirii rețelei de transport din Boston, Massachusetts. Aeroportul Denver este plin de statui ale gurguilor, de simboluri masonice și ale iluminatilor. După spusele lui Schneider, există acolo cel puțin 10 niveluri subterane și un întreg oraș subteran cu o suprafață de 11 kilometri. Despre baza din Denver se spune că include mari tabere de izolare și spații subterane pentru încarcerarea dizidenților. Muncitorii de pe nivelurile inferioare ale bazei au văzut multe scene teribile despre care au refuzat să vorbească. Aceste baze, spune Phil Schneider, sunt cele unde dispar milioane de copii din întreaga lume. Este greu de crezut așa ceva, dar ei sunt folosiți pentru muncă forțată și apoi sunt consumați de reptilieni, precum sunt vitele de către oameni. Muncitorii de la baza Dulce din New Mexico au relatat că au văzut cele mai grotești lucruri la nivelurile inferioare ale bazei, a mai spus Schneider. Cercetătorii Bill Hamilton și Tal Levesk, cunoscut și ca Jason Bishop al III-lea, au adunat următoarele informații despre Dulce, publicate într-o revistă OZN. Iată, nivelul 6 este numit și sala coșmarurilor, din cauza laboratorului genetic. Relatările lucrătorilor care au văzut experimente bizare sunt de genul: am văzut oameni cu mai multe picioare, care păreau jumătate oameni, jumătate caracatițe, dar și oameni reptile care aveau mâini de oameni și plângeau ca niște bebeluși. La fel și un amestec de șopârle oameni, pești, foci, păsări și șoareci, toate ținute în cuști. Am văzut de asemenea umanoizi înaripați, creaturi grotești ca niște lilieci, cu înălțime de la un metru până la peste 2 metri, dar și ființe gen gurgui și reptile. Nivelul 7 este chiar mai rău, rândurii de amestecuri umane ținute la rece.
recipiente mari de păstrare a embrionilor de umanoizi în diferite stadii de dezvoltare. Oamenii în cuști, de obicei sedați și drogați, care uneori țipă și imploră ajutorul. Ni s-a spus că sunt nebuni, incurabili, în urma testărilor foarte riscante de medicamente pentru vindecarea nebuniei. Am fost sfătuiți să nu le vorbim deloc. La început chiar am crezut toate acestea, dar prin 1978, câțiva muncitori au descoperit adevărul. Această descoperire a dus la războaiele din Dulce din 1979, lupta dintre oameni pe de o parte și reptilienii și cenușii reptilieni pe de altă parte, în care au murit mulți savanți și militari. Luptă în care Phil Schneider susține că a fost rănit. Un ofițer de securitate de la Dulce, Thomas Castello, a descris într-o revistă dedicată OZN-urilor cercetările realizate la baza din Dulce. Informațiile sale au primit numele de Documentele Dulce. Castello a lucrat timp de 7 ani pentru Rogue Corporation, o operațiune a Illuminatilor din Santa Monica, în California, fiind transferat la Dulce în 1977. El a aproximat numărul cenușiilor de la Dulce la peste 18.000, dar a văzut de asemenea și numeroși reptilieni umanoizi înalți. Știa de existența a 7 niveluri ale bazei, deși admite că puteau fi mai multe și că extratereștrii se aflau în ultimele 3 niveluri. Gradul de securitate crește odată cu nivelul. Singurul semn în limba engleză se afla deasupra stației de transport pe care scria spre Los Alamos, o altă mare bază subterană reptiliană din New Mexico. Cele mai multe indicatoare de la Dulce sunt însă în limbajul simbolic extraterestru, un sistem universal de simboluri înțeles de oameni și de extraterestri. Illuminatii comunică la suprafață în limbajul simbolic, după cum arată în Secretul Suprem și în Arhiva de Simboluri de pe pagina personală și David Icke. Se presupune că, la origine, hieroglifele sumeriene, egiptene și chinezești au fost un limbaj reptilian sau extraterestru. Alte legături ale tunelului de la Dulce ajung la complexurile subterane de la Page, Arizona, zona 51 din Nevada, Taos, Carlsbad și Dayton, New Mexico, Colorado Springs și Creed, Colorado. Castello spunea că există o vastă rețea de legături de transport subteran sub Statele Unite, care se extinde în sistemul global de tuneluri și orașe subterane. El a descris de asemenea măsurile stranii de securitate de la Dulce. Sub nivelul 2, fiecare angajat este cântărit dezbrăcat și îi se dă o uniformă. Orice schimbare de greutate este notată, iar cei la care diferența este mai mare de 1,5 kg sunt examinați radiologic. La intrarea în toate zonele sensibile există cântare, iar greutatea fiecăruia trebuie să se potrivească cu cartela și codul de intrare. Castello a mai dezvăluit unele dintre lucrările genetice de la Dulce. El spunea că savanții de acolo pot separa corpul bioplasmic de cel fizic și pot plasa o entitate extraterestră sau conștiință într-un corp uman după ce îi îndepărtează sufletul. Oare ce personalități, inclusiv prim-ministrii și președinți, au fost duși acolo și posedați de entități reptiliene? Se întreabă Phil Schneider. Ei arată fizic la fel pentru public, dar comportamentul este decis de o altă forță. Există legende vechi care vorbesc despre oamenii care, în timpul nopții, sunt înlocuiți de cei care își schimbă forma. Este probabil ca unii descendenți cu o anumită parte de ADN reptilian să posede mai ușor corpul uman, acesta fiind un motiv al preciselor înregistrării genetice ale descendenților. Presa mondială a Illuminatilor a anunțat în 2000 cu surle și trâmbițe că Bill Clinton și Tony Blair au reușit cartografierea genomului uman, fapt încă mai semnificativ, deoarece Departamentul American pentru Energie are laboratoare la Dulce
și legături strânse cu Institutul Național pentru Sănătate, Fundația Națională pentru Știință și Institutul Medical Howard Hughes, toate instituții ale Iluminatilor, povestește Phil Schneider. De asemenea, cercetătorul Alan Walton explică amănunțit pe internet conexiunea reptiliană. Iată ce spune acesta. Sub cele mai mari orașe, mai ales în Statele Unite, există o parte subterană a acestora, controlată de elita masonică, hibridă extraterestră. Deseori, terminalele de suprafață, sau cele subterane, există sub sediile lojilor masonice, sub secțiile de poliție, sub aeroporturi și clădiri federale din marile orașe. Unele nu neapărat importante. Proporția de oameni este probabil de 10%. Elita frăției hibride militar-industriale din subteran, spre deosebire de ceilalți 90% de la suprafață. Dintre aceștia nu fac însă parte și speciile pur reptiliene, care locuiesc în zone chiar mai adânci în pământ. Unele dintre centrele importante ale populației au fost intenționat stabilite de elita masonică hibridă a lumii noi și vechi pentru a permite accesul ușor la anumite niveluri, dintre care unele au deja zeci de mii de ani. Pot confirma, spune Alan Walton, că New York este unul dintre cele mai draconice cuiburi din lume, sau mai degrabă o veche rețea subterană atlantă din acea zonă. Ei controlează la propriu întreaga piramidă de pe Wall Street, din subteran, cu puțin ajutor al descendenților reptilieni ca Rockefeller. De fapt, aceste linii genetice funcționează parazitic. Societatea subterană este o societate parazitică, iar cea de la suprafață este societatea gazdă. Cât despre cuibul New York Wall Street, în urma bombardării World Trade Center, se cunoaște prea puțin faptul că un adăpost subteran cu 6 niveluri, controlat de serviciile secrete americane, a fost destul de avariat. Aceste niveluri nu se terminau însă acolo. Ele par să fi servit ca mare terminal pentru societatea subterană a elitei masonice și societatea de suprafață pe care o controlează, a încheiat Alan Walton. Iată ce scrie și David Icke în cartea sa Secretul Suprem. Sunt sigur că locația acestor orașe importante a fost selectată deoarece se află deasupra tunelului subteran reptilian Nephilim și al sistemelor de peșteri sau în puncte importante de vortex. De exemplu, orașul Phoenix din Arizona este construit pe una din vechile rețele, ca și Los Angelesul, orașul îngerilor. Lauren Savage, un webmaster care locuiește în Texas, afirmă că în fiecare district din acel stat există o clădire cu arhitectură gotică europeană, adică reptiliană. Fapt straniu pentru că aceste așezări texane sunt construite încă de prin anii 1870. Despre aceste clădiri, el spune că sunt tribunale districtuale așezate pe tuneluri subterane și sisteme de adăposturi subterane. Dallas este un astfel de exemplu, cu tunelurile sale subterane de sub Dealey Plaza, unde a fost împușcat președintele Kennedy în 1963. O excelentă portiță de scăpare pentru asasini. Se pare că aceste tuneluri se află sub locul primei loji masonice din Dallas, din Dealey Plaza. Aproape de ea există vechea clădire roșie a tribunalului, construită în 1870 și împodobită cu gurgui. Spuneam mai devreme că Phil Schneider susține că a lucrat pentru proiecte guvernamentale, printre care cele din domeniul ufologic de la baza militară Dulce, din statul american New Mexico. În mai 1995, într-o localitate din Idaho, cu 7 luni înainte de moartea sa, a ținut o conferință din care vă relatez o parte. Iată ce spunea atunci Phil Schneider. Sunt în pericol pentru că doresc să dezvălui lucrurile care vor urma. Cât timp voi avea încă libertatea de a mă exprima, este fără îndoială întrebarea pe care fiecare și-o pune. Această conferință va fi împărțită în 4. Fiecare din aceste domenii va avea repercusiuni în credințele voastre zilnice, fie că aveți sau nu convingeri patriotice.
aș vrea mai întâi să vă repet că Statele Unite reprezintă o frumoasă națiune. Mi-am construit reputația atât ca geolog, cât și ca inginer în geniu civil cu specializări în domeniul militar și aerospațial. Am participat la construcția a două baze de importanță majoră în Statele Unite, dintre care una a căpătat o anume notorietate în ceea ce se numește Noua Ordine Mondială. Este vorba despre baza Dulce din New Mexico. În 1979 am fost implicat într-un conflict armat cu extratereștrii de tip umanoid și am fost unul dintre cei care au scăpat din acest incident. Și sunt fără îndoială singurul supraviețuitor pe care îl veți auzi exprimându-se despre acest subiect. Alții doi supraviețuitori se găsesc astăzi sub strictă supraveghere. Sunt ultimul care are cunoștință de dosarele detaliate ale operației în ansamblul său. În total, 66 de agenții de securitate, membri ai FBI, berete negre și alții, au murit în cursul acelui incident și eu am fost acolo. Mai întâi, trebuie să știți că o mare parte din ceea ce vă voi spune va fi destul de șocant și probabil total incredibil. Îmi iubesc mai mult țara decât propria mea viață și aici mă expun pericolului de a mi-o pierde. Nu este fără motiv, pentru că eu cred în ceea ce fac. Prima parte a acestei expuneri privește bazele militare de la mare adâncime și chestiunea bugetelor oculte. Bugetele oculte sunt bugete lovite prin definiție de sceptrul secretului și care pompează aproape 25% din produsul național brut al Statelor Unite. Aceste bugete din umbră consumă anual aproape 1,25 trilioane de dolari și sunt atribuite programelor oculte, secretelor ca cele ale bazelor militare de la mare adâncime. Astăzi există peste 129 de instalații subterane de acest tip în Statele Unite. Ei au construit aceste baze neîntrerupt, zi și noapte, și asta de la începutul anilor 40. Și unele dintre ele au fost chiar construite cu mult înainte de această perioadă. Aceste baze constau de fapt din mari orașe subterane legate între ele prin trenuri pe bază de levitație magnetică de mare viteză, a căror viteză de deplasare depășește 2000 de km pe oră. Adâncimea medie a acestor baze este de peste 1500 de metri și este vorba de fapt de adevărate orașe subterane. În termen de volum, este vorba de instalații mergând de la 4 până la 6 km cubi și au mașini de foraj cu laser capabile să scobească un tunel de peste 10 km lungime într-o singură zi. Aceste proiecte oculte scurt-circuitează autoritatea Congresului și sunt deci total ilegale. Și astăzi, chiar funcționarea noii ordini mondiale se bazează pe existența acestor baze. Dacă aș fi cunoscut implicarea noii ordini mondiale în acest proiect în perioada în care lucram, nu aș fi colaborat niciodată. M-am înșelat pur și simplu dezvoltarea tehnologiilor militare implicând interese germane în materie de tehnologie hiperspațială și mai mult. În mod fundamental, un an calendaristic care se scurge corespunde cu 44,5 ani în termeni de progrese tehnologice. De aceea va fi mai greu de înțeles faptul că din 1943 ei erau capabili să creeze o navă care putea pur și simplu să dispară într-un punct și să apară în altul, grație folosirii unei tehnologii bazate pe utilizarea tuburilor sub vid. Tatăl meu, Otto Oscar Schneider, a luptat în timpul războiului în cele două tabere, americană și germană. La început era capitan la bordul unui submarin german, pentru ca apoi să fie capturat și repatriat în Statele Unite. El a fost implicat în diferite proiecte, cum ar fi cel al bombei atomice, bomba cu hidrogen, experiența de la Philadelphia, proiect care se presupune că a avut drept scop crearea unei nave invizibile radarelor și care, prin accident, să fi călătorit temporar prin USS Eldridge în 1943.
Tatăl meu a fost inventatorul unei camere de mare viteză care a filmat primele experiențe nucleare care s-au desfășurat pe atolul de la Bikini la 12 iulie 1946. Am clișee ale acestor teste și aceste fotografii arată un OZN survolând în mare viteză locul unde se găsea bomba. În acea perioadă, regiunea Bimini era cu adevărat infestată de apariții de OZN-uri, în special sub apă, și populațiile indigene și-au văzut animalele victime ale mutilărilor. Și în aceeași perioadă, generalul MacArthur a estimat că viitorul conflict se va face cu ființe extraterestre provenind din alte universuri. Orice ar fi, tatăl meu a efectuat împreună cu alți teoreticieni lucrările pregătitoare ale experienței de la Philadelphia, cât și alte proiecte. În 1954, sub administrația lui Eisenhower, guvernul federal a decis să evite Constituția americană și a semnat un tratat cu entități extraterestre. Acest tratat a fost botezat Tratatul Grenada din 1954, ale cărui acorduri prevedeau că extraterestrii semnatari aveau dreptul să răpească animale sau să își testeze tehnicile de implant pe câteva ființe umane, fiind înțeles că aveam obligația să dăm socoteală asupra experiențelor făcute contra persoanelor implicate în afacere. Încet, încet, extraterestrii nu au mai respectat termenii tratatului, până în momentul în care s-au decis, pur și simplu, să facă ceea ce vor. Aceasta era situația în 1979. Și în această epocă a apărut aproape accidental incidentul de la Dulce. Mă ocupam de construirea unor instalații anexe la baza militară de mare adâncime de peste 4 km. Trebuia să săpăm 4 adâncimi de excavații distincte în deșert, să le legăm unele de altele și să efectuăm explozii pe mari porțiuni de teren în acest scop. Munca mea consta în a coborî în aceste foraje pentru a preleva eșantioane de pământ în scopul de a determina tipul de exploziv pe care trebuia să-l folosim. Atunci când am coborât în situl lucrărilor, ne-am confruntat cu un număr de entități extraterestre în inima unei imense caverne, extraterestrii cunoscuți sub denumirea de Marii Cenușii. Am tras asupra doi dintre ei. În acel moment erau implicate aproximativ 30 de persoane în această poveste. Aproape 40 de alte entități au venit în ajutor și toate au fost ucise. Am dat din întâmplare peste o importantă bază extraterestră. Mai târziu, am descoperit de fapt că aceste entități extraterestre trăiau pe planeta noastră de mult timp, poate de milioane de ani. Aceasta ar putea fi fără îndoială explicația multor lucruri privind subiectul teoriilor relative despre vechii astronauți. Orice ar fi, am fost rănit la piept de una din armele lor, care am descoperit că este un fel de cutie pe care o agățau pe corp, o armă care mi-a găurit corpul și mi-a înfipt o mare doză de radiații de cobalt. Am avut cancer din această cauză. Nu m-am interesat cu adevărat de tehnologiile OZN-urilor decât atunci când am început să lucrez în situl de la zona 51, situat la nord de Las Vegas. După ce au trecut 2 ani pe care i-am petrecut pentru a mă recupera în urma incidentului de la Dulce, am reînceput deci să lucrez pentru diferite firme. În situl zonei 51, ei testau diferite tipuri de vase extraterestre specifice. Câte persoane sunt familiarizate cu afacerea Bob Lazar? Este vorba despre un fizician a cărei muncă consta în a informa lumea despre propulsia unora dintre aceste vase. Astăzi sunt foarte neliniștit în privința activităților guvernului federal. Ei au mințit publicul, au manipulat senatorii și au refuzat divulgarea adevărului asupra subiectului dosarului extraterestru. De curând am făcut cunoștință cu o persoană care trăia la Portland, în Oregon. Lucra pentru o oțelărie, Gunderson Steel Fabrication, o firmă specializată în construcția tunurilor și mașinilor feroviare. Este vorba despre un bărbat ponderat, calm. Într-o zi a venit să mă vadă foarte neliniștit, afirmând că ei au construit de fapt vagoane penitenciare. Era foarte nervos.
Gunderson, a afirmat el, are un contract cu guvernul federal care prevede construirea a peste 107.200 de vagoane de transport de prizonieri. De fapt, există 11 societăți în acest proiect gigantic. Gunderson a primit probabil o sumă de 2 miliarde de dolari pentru acest contract. Oțelăriile Bethlehem, cât și alți furnizori, sunt implicați în această afacere. Prietenul meu mi-a arătat unul dintre aceste vagoane de transport cu prizonieri, care era staționat pe o cale de servis la nord de Portland. Avea dreptate. Dacă multiplicați 107.200 cu 143 și cu 11, veți obține o cifră aproape de 15 milioane. Această cifră corespunde fără îndoială numărului de indivizi care vor intra în dizidență cu guvernul federal. Modul de funcționare și structura actuală a guvernului nostru se bazează pe tehnocrație, nu pe democrație. Este vorba de fapt despre o formă de feudalism și asta nu are niciun raport cu Republica Statelor Unite. Aceste persoane sunt fără credință și au decis să elimine din școlile publice rugăciunea. Bugetele oculte depășesc ușor 1,3 trilioane de dolari. Un trilion este egal cu 1000 de miliarde. Un trilion de dolari cântărește 11 tone. Și Congresul american nu a văzut contabilitatea reală a acestei caverne a lui Alibaba, clandestină, care reprezintă bugetele oculte. De fapt, 68% din bugetul apărării este alocat direct sau indirect bugetului ocult. Proiectul Războiul Stelelor depinde puternic de tehnologiile militare ascunse. De fapt, nicio tehnologie care decurge din programul de armament ascuns n-ar fi văzut lumina zilei dacă n-ar fi recuperat resturile vaselor extraterestre accidentate. Unii dintre noi se întreabă fără îndoială ce transportă naveta spațială. De fapt, mari lingouri de metale foarte speciale care nu pot fi topite decât în spațiu și nu pot fi produse pe suprafața Pământului. Ei au într-adevăr nevoie de mediu sub vid care nu se poate găsi decât în spațiu pentru a produce acest tip de metal. Și tot ceea ce ni se povestește este foarte departe de adevăr. Eu cred că oficialii din guvernul nostru ne mint. Cred că proiectul Războiul Stelelor are drept unic țel acela de a servi ca tampon de prevenire în caz de atac extraterestru. Afacerea neavând de fapt nicio legătură cu Războiul Rece, care a servit pretext pentru a aduna banii de la contribuabili. Și toate astea de ce? Ansamblul acestei manipulări mincinoase a fost planificat apoi orchestrat de peste 75 de ani. Tehnologia avioanelor secrete sunt utilizate de agențiile de informație. DEA, Agenția Națională Antidrogă a Statelor Unite și ATF, Biroul pentru Alcool, Tutun și Arme de Foc, nu se bazează decât pe armele lor secrete tactice pentru aproape 40% din bugetul lor operațional. Între 1990 și 1992, Națiunile Unite au folosit avioane secrete în peste 28% din operațiunile lor de amploare internaționale, conform Centrului de Studiu Strategic al raportului 3092 al Națiunilor Unite. De fapt, sunt trei tipuri de unități de poliție distincte care veghează asupra secretelor noastre cele mai bine păstrate. Mai întâi, cunoscuta Delta Force sau Beretele Negre, sunt o forță tactică multinațională folosită la început pentru a supraveghea în lume avioanele secrete. De fapt, au fost construite deja cel puțin 172 de aparate secrete. 10 au fost accidentate, ceea ce înseamnă că au rămas 162 de aparate. Bill Clinton le-a concesionat Națiunilor Unite. Unele elemente indică faptul că forțele Delta au fost trimise în Bosnia în cursul ultimelor zile ale administrației Bush ca unitate sniper de protecție. Ele au început să tragă orbește, făcând victime în ambele tabere, în scopul de a arunca ulei pe foc și a intensifica conflictul în scopuri pur politice, scopuri care ar putea fi utilizate de administrații succesive.
De puțin timp, mi s-a cerut să alcătuiesc un raport privind atentatul asupra World Trade Center, cel din 1993. Am fost angajat ca expert pentru că eu cunoșteam aproape 90 de proprietăți chimice de exploziv și am examinat clișeele locurilor chiar după atentat. Betonul a fost pur și simplu pulverizat și topit. Oțelul și armăturile au fost literalmente trase cu 6 picioare peste dimensiunile lor originale. O singură armă poate provoca stricăciuni asemănătoare și este vorba despre o mini-bombă atomică. Nu se putea acționa decât cu un mecanism de tip nuclear. Desigur, când vi se spune că este vorba despre un exploziv cu nitrat, vă mint 100% și persoanele care au fost băgate în pușcărie probabil nu au făcut nimic. De fapt, am motive să cred că același grup de persoane arestate a pregătit și alte crime. Cred că m-au mințit și nu mai sunt de acord să înghit aceste minciuni, motiv pentru care vă afirm că vă mint. În sensul în care merg lucrurile, nu cred că mai îmi rămân mai mult de 6 luni să trăiesc în această țară. Suntem dominați de atâtea persoane malefice care conduc țara. Cred că următorii 45 de ani sunt foarte neliniștitori, a spus Rudolf Schneider în timpul conferinței susținute în anul 1995. Dragi prieteni, mă opresc și eu aici. Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și până data viitoare vă doresc numai bine. Pe curând!